Ca aproape la fiecare sfârșit de an calendaristic, în preajma sărbătorilor de iarnă, se aud glasuri cristaline de copii, care urează de bine pentru noul an sau care cântă minunatele colinde de Crăciun. Drept răsplată, primăria comunei Bălăcița, la inițiativa primarului Constantin Vlăduț, a oferit, ca de fiecare dată, o plăsuță cu daruri pentru toți elevii prezenți. Anul și an mulți ani! Bravo! Evenimentul a fost special atât pentru copii cât și pentru adulții prezenți. Serbarea s-a desfășurat în aer liber, iar elevii au fost îmbrăcați în straie populare. Pregătiți de cadrele didactice, aceștia au spus poezii și au cântat colinde. Momentul mult așteptat de copii a fost înmânarea pachetelor de Crăciun, oferite de primăria comunei Bălăcița. De când administrația locală este condusă de primarul Constantin Vlăduț, acest obicei la serbarea de sfârșit de an a devenit o tradiție. Astăzi, elevii școlii gimnaziale Bălăcița au susținut un program artistic cu ocazia sărbătorilor, care se apropie sărbătorilor de Crăciun, de anul nou. Acest lucru s-a întâmplat după o perioadă de 2 ani, pentru că știm situația în care se află țara noastră, însă a fost un moment bucuros, cu bucurie. Mulțumim din tot sufletul primăriei comunei Bălăcița, domnului primar, domnului vice, le mulțumim pentru cadourile oferite cu ocazia Crăciunului. Acest lucru este făcut în fiecare an, chiar că nu am ținut serbare și nu s-a susținut serbare, însă dânsii mereu au fost, ne-au ajutat și au oferit bucurii celor mici. Atât cadrele didactice, cât și reprezentanții unității de învățământ din comuna Bălăcița sunt recunoscători administrației locale pentru bucuria adusă copiilor an de an. Și astăzi preșcolarii și elevii de la școala noastră au avut un program pentru serbarea de Crăciun, pentru a mulțumi lui Moș Crăciun, care a ajuns ceva mai devreme prin intermediul primăriei Bălăcița, atât cu cadouri, cât și cu un parc nou pentru ei. De asemenea, astăzi nu doar plăsuțele cu daruri au fost oferite celor mici, ci și locul de unde au răsunat glasurile cristaline ale copiilor. Este vorba despre un parc de joacă modern la standarde europene, inaugurat chiar în ziua serbării de sfârșit de an. Primarul Constantin Vlăduț depune toate eforturile pentru ca cetățenii pe care îi reprezintă să beneficieze de cele mai bune condiții de trai. Cel puțin de când sunt eu primar, pe fiecare an copiii organizează programe artistice cu ocazia sărbătorii de Crăciun și anul acesta am ținut să se organizeze chiar în parcul care astăzi îl inaugurăm. Primăria comunei Bălăcița a arătat de-a lungul timpului un interes aparte pentru cei mai mici dintre locuitori, întrucât aceștia reprezintă viitorul. Mulțumim domnului primar, domnului vice, domnului director, profesorilor, învățătorilor. A fost foarte frumos, copiii s-au descurcat bine, și cei mici și cei mari. Să ne întâlnim la anul cu bine, să fie și mai bine, să sperăm că o să fie și mai bine, de fapt trebuie să fie mai bine. Le dorim tuturor sărbători fericite, un an cât mai bun, cu cât mai multe realizări și Domnul să ne ajute să ne vedem cu bine și la anul. Copiii au primit cu mare bucurie cadourile dăruite de administrația locală. Bucuria a fost nemărginită ca și nerăbdarea de a se putea juca în noul parc cu leagăne și topogane. Ce ai făcut astăzi la serbare? Am cântat, am spus poezii. Am înțeles că ai primit și un cadou. Da. S-au bucurat cei din jurul tău de cadouri. Da. S-a finalizat acum acest parc. Cum ți se pare? E benefic pentru comuna noastră, chiar aveam nevoie. Și mulțumim domnului primar. Am primit cadouri, acolo am primit foarte multe dulciuri și îi mulțumesc foarte mult primarului pentru că mi-a făcut și acest parc ca să mă bucur de el și de ceilalți copii. Ce ai făcut tu astăzi? Ai primit cadouri? Da. Și apoi văd că ai rămas în parc. Da. Îți place? Da. Ce faci tu în parc? Ne jucăm, ne dăm leagăne, pe tobogane. Cum ți se pare acest parc? Este benefic acestor copii, adică copiii s-au bucurat foarte mult văzând că ne fac parc și o creație chiar
Adică le-a ieșit foarte bine, mie îmi place. Decembrie este luna lui Moș Crăciun, dărnicia fiind cuvântul de ordine pentru sărbătorile de iarnă care bat la ușă și, de asemenea, una dintre principalele calități ale primarului Constantin Vlăduți. Pe lângă proiectele importante care au schimbat fața comunei în ultimii ani, acesta nu a ratat nicio ocazie să aducă o bucurie locuitorilor pe care îi reprezintă.